Ei, s-au închis ușile și au primit mesaj pe plasmă că mâine se vor face schimb de case și va avea loc un task în casa mamelor și a fetelor. După ce s-au închis ușile, băieții vorbeau cum o să se îmbrace, dacă trebuie să se îmbrace la costum, cât durează să stea acolo. Din câte știu, mâine vor merge la Splendor după inele de logodnă, Paul, Viorel și Valentin, cred. Ei vorbeau despre cum se vor îmbrăca și dacă va trebui să se îmbrace la costum sau ce vor face. Deci mâine vor pleca următorii trei băieți după inelele de logodnă și restul băieților va trebui să gătească tort. Nu știu dacă îl vor găti sau dacă le vor aduce cei din staff, gen așa, ca să impresioneze băieții, pentru că oricum va trebui să aibă și material cu ce au făcut băieții și cu ce au gătit. Chiar sunt tare curioasă să vedem cum va fi ziua de mâine. Deci, așa, ca și noutate, mâine trei băieți vor pleca după inele de logodnă. Știu că în weekend pleacă două cupluri în City Break, iar săptămâna viitoare următoarele trei, pentru că filmările vor trebui montate până pe 29 de ziua Antenei 1. Deci, mâine băieții după inele. Sâmbătă și duminică două cupluri pleacă în vacanță, iar săptămâna viitoare următoarele trei